Vouă ce vă place mai mult? Drumul Taberei sau Berceni? Rahova sau Pantelimon? Și nu, în videoclipul de astăzi, nu este vorba despre cartiere. Este vorba despre beri cu nume de cartiere. Am găsit berile astea cu nume de cartiere într-un magazin destul de popular la noi în țară. Nu vreau să fac reclamă, dacă m-ar sponsoriza cu o ladă de bere, n-aș refuza. Și m-am gândit, dacă tot costă destul de mult berile astea, adică, practic, cât am dat pe astea 4 sticle, puteam să iau 2 baxuri de Timișoreana la doză. Sunt un om de afaceri, ce să zic. Așadar, vom încerca aceste beri. Să vedem care cartier are berea cea mai bună. Și acum am dat seama că am uitat să iau și grivița, că e și bere grivița și am băut odată. Din aia am băut, din astea de aici n-am băut. Și hai să facem ala bala portocala, care e mai rece. Vom începe cu berea din Berceni, de unde avem și un justițiar, dacă putem spune așa. Ia să vedem cum este berea Berceni. Câte stele îi putem da? Berea Berceni, să vedem ce zice pe aici. Nepasteurizată și se pare că pe etichetă avem magazinul Big Berceni. Interesant. Bine, fiecare sticlă cu nume de cartier are câte ceva. Pantelimon are, cred că, sincer, n-am habar care e faza cu turnul ăla, cred că e un fuișor de foc. Tot ce știu despre Pantelimon e că petrece doar noaptea. Aici ce avem? Drumul Taberei cu parcul Boghioroș. Și ăsta ar trebui să fie Rahova cu un tramvai. Trebuia să-l fi pus pe perversul, pe Târgu Ocna, că ăla e de acolo. Bun, hai să vedem cum este berea Berceni. Hai noroc! Se poate spune că are gust de maro, are un gust așa închis la culoare. Știu că sună ciudat. Ce explicație pot să dau? Parcă aș fi Bear Grylls. Are un gust cam ciudat. Hai să vedem ce zice pe spate aici. Berile noastre sunt o promisiune a gustului desăvârșit a prieteniei. Nu, berea asta n-are gust de prietenie, are gust de... Deci pe ce dracu am dat eu 9 lei? Apă, malți, ors, hamei, alcool 5% plus minus 5%. Producător SC Bere București de cartier SRL, Corbeanca Elfov, cel mai bun nume. Ok, deci practic este doar o bere artizanală nepasteurizată, dar gustul nu mi-amintește de Berceni. Dacă chiar avea gust de Berceni, era un pic cam grav. Hai că-i pun dopul. Da, berea Berceni. Calitate-preț nașpa. Nu merită atâția bani. Bine, sunt oameni pasionați de beri artizanale, nepasteurizate, beri din grâu sau beri cu pulpă. Dacă tu, cel care te uiți la videoclipul ăsta, bei bere cu pulpă, trebuie să vizitezi un psiholog. Am băut toată de la Lidl bere cu pulpă. Mă rog, se chema altfel, dar avea pulpă. Nu recomand, aia a fost cea mai proastă bere pe care am băut-o vreodată. Hai să vedem următoarea bere. Berea Pantelimon, deci ar trebui să aibă gust de B.U.G. Mafia. Ar trebui să-mi fac cu voce mai gros așa. Trebuie să înțelegi treburile, frate. Ia să vedem cum este acum. Berea Pantelimon, pentru cei care petrec toată noaptea. Parcă are același gust, dar un pic diferit. La început parcă are un gust mai bun și apoi parcă devine mai nașpa. Are un gust așa de cocleală un pic. Deci primele secunde e mai bună la gust decât Berceniu, dar după aia parcă îi lasă așa un gust cam nașpa. Și am uitat să zic. Berceni, 2 stele. Mai mult nu-i dau. Pantelimon, pentru cum se simte prima gură, 2,5 stele. Aș putea spune. Deci am prezis că o să-mi sară toată lumea din diferite cartiere în cap. Următoarea bere este Drumul Taberei. Hai să vedem. Deci îmi place. Dintre 4 beri, 3 sunt din cartiere nașpa și asta e din cartier de bătrân. Deci berea asta ar trebui să aibă gust de mucegai sau ce găsim la, nu știu, la un apartament din Drumul Taberei, pe unde în mare parte pensionari. Nepoți de lui Iliescu, cam așa, pe la 70 de ani bucata. Hai să vedem. Berea Drumul Taberei cu parcul Moghioroș pe etichetă.
A, și îmi place că mai are, stai că uite, scrie aici cinema favorit și mai e și un turn. Văzusem ceva videoclip despre cartiere și mai recunosc simbolurile. De acolo le știu sincer. Hai să vedem cum e berea Drumul Taberei. Are gust de cazarmă militară sau nu? Asta e mai bună. Nu e așa amară. Deci asta nu e amară ca celelalte. Parcă mai dulceagă și parcă are un miros mai dulce așa sau nu știu, de fruct. Are un gust diferit. Deci nu mi-am luat seapă, fiecare bere are gust diferit. Da, deci până acum asta parcă e altceva. N-are gust, nu-ți lasă gustul ăla de cocleală în gură așa de bere de aia nașpa de trebuie să ai probleme să fii fan de așa ceva. Deci da, Drumul Taberei, 3 stele. Și ultima bere, Rahova. Chiar aș vrea să încerc și berea Ferentari. Deci să ți-o minte, pentru episodul următor să caut bere Grivița, că știu că există. Să ai grijă dracu cum le-ai agit. Deci îmi place că fix așa, în ordine crescătoare, le-am luat pe toate. 2 stele Berceniu, 2 stele jumate Pantelimon, 3 stele Drumul Taberei, înseamnă că Rahova trebuie să fie și mai bună. Deci am avut bere din sectoarele 2, 4, 6 și 5. Deci trebuie Grivița că e sectorul 1 și o bere din sectorul 3. Ziceți voi un cartier din sectorul 3, Anghel Salini sau nu știu. Berea Rahova. Hai să vedem ce gust are berea Rahova cu un tramvai aici pe etichetă. Nu știu ce tramvai este, scrieți voi ce linie este acolo, ce tramvai traversează cartierul Rahova. Hai să vedem cum se simte la gust. Asta e cea mai bună. Deci am nimerit berile în ordine crescătoare. În funcție de calitate. Deci dintre toate cele patru beri pe care le-am băut, Berce, Pantelimon, Drumul Taberei și Rahova, asta e cea mai bună. Deci berea Rahova, surprinzător, e cea mai bună. Deși Rahova n-are o reputație prea bună, dar probabil că s-au mai liniștit apele pe acolo, berea Rahova va primi 3 stele și jumătate. Cea mai bine cotată bere dintre toate cele cu nume de cartiere pe care le-am băgat în acest episod. Ca să se înțeleagă, nu încurajez consumul de alcool. Acest videoclip e făcut pentru cei care deja oricum consumă. Dacă voi nu sunteți consumatori de alcool, nu vă apucați de consumat. Dacă sunteți deja consumatori, măcar nu mai consumați cele mai proaste beri. Alea care, cum să spun, cum le desfaci dopul și sfârie, auzi așa ciroza cum se apropie spre ficatul tău. Și în timp ce bei, simți cum ficatul îți devine pateu. Și de la albastru cu porcul albastru, de zici că e de la Cernobâl. Deci da, ca mică recapitulare pentru cei care probabil ați dat skip până v-ați văzut cartierul. Hai să pun dopul la fiecare bere că o să le bag la frigider. Nu le beau acum pe toate. Poate bag un live și beau cu o bere la fiecare live. Deci da, acum, ce să zic? Dacă sunteți din cartierele enumerate din cartierele care au avut berea în acest episod, dați și voi un like sau distribuiți la vecinii voștri. Poate aveți un vecin Marian care stă pe la etajul 2, arătați-lui videoclipul ăsta. Dar ca recapitulare, am început cu berea Berceni care mi s-a părut cea mai slabă și am acordat doar 2 stele. După care a urmat berea Pantelimon, 2 stele și jumătate. Ambele beri foarte amare, numai că berea Pantelimon prima dată când îngurgitezi, are un gust mai bun și apoi îți lasă o amăreală așa pe gât, dar măcar senzația când îți atinge papilele gustative este mai bună decât la Berceni. După care a urmat berea Drumul Taberei, căreia i-am acordat 3 stele pentru că e o leacă mai dulce și nu-ți lasă gustul ăla amar pe gât. Dar cea mai bună bere dintre toate mi s-a părut Rahova. Pur și simplu, un fel de Drumul Taberei, dar nici cel mai bun. Cam așa mi s-a părut. Drumul Taberei parcă are un miros așa ceva mai dulce. Asta e mai echilibrat, adică nu-mi place nici berea aia amară, amară de... are gust de ficat.
Dar nici dulce de nu mai e practic bere, e, nu știu, sub Teddy pentru copii care n-a văzut în viața lui fructul. Deci da, berea câștigătoare din această ediție de bere cu nume de cartier, Rahova. Scrieți-mi în comentarii ce beri cu nume de cartiere mai știți. Cu ocazia asta mai beau și eu câte ceva, că m-am plictis să beau aceleași beri de fiecare dată. Pentru cei curioși, care este berea mea preferată? Băi, am aici o sticlă, am băut-o acum câteva zile și am uitat să o duc la reciclat. Desperados. Pentru cei curioși. Deci da, dacă ar fi să vă recomand, clar, Rahova a câștigat. Nu știu cum s-a nimerit ca fiecare bere să fie din ce în ce mai bună. Uite, și ca să nu ziceți că e în funcție că, nu știu, de fapt o fi același gust și în funcție ce bei mai mult îți place gustul, mai gustoată berceniu, să văd dacă am aceeași părere sau nu. Da, am exact aceeași părere. Sunt gusturi diferite, nu foarte diferite, dar care fac diferența de jumătate de stea. Nu sunt vreun gustător de beri scumpe, dar consum și o bere, că na, îmi place berea. Mai ales că e cald, o bere nu strică. Fie după masă, fie la o terasă cu tovarășii. Așadar, consumați responsabil, nu deveniți bețivi, nu vă faceți ficatul pateu albastru, antefric, ți se umflă pateu în tine. Și cam atât. Scrieți în comentarii care sunt berile voastre preferate. Dacă sunteți din cartierele care au deja o bere, distribuiți vecinilor voștri. Și cam atât. Pe data viitoare. Ciao les tuturor!